Bună, eu sunt Gicu și în acest video vreau să vă arăt că am plante noi. Cineva în comentarii mi-a scris: Gicu, cumpără planta Violeta de Parma. Și am fost la magazin și am cumpărat această plantă și este înflorită și este foarte frumoasă. Și am văzut în magazin încă o plantă care se numește bambusul decorativ și am cumpărat și pe el, că de mult vroiam să cumpăr bambus decorativ și iată că am cumpărat. Acum hai să dăm camera în jos să vedem plantele pe care le-am cumpărat. Apropo, o plantă am primit-o gratis, adică de la cineva, eu am luat un puieț de acolo. Deci așa arată planta aceasta care se numește Violeta de Parma. Deci în pelicula aceasta pe care o voi scoate acum, deci nu o voi pune la loc, dar în magazin se vindea așa și deci, da, eu o să o scot că deranjează. Deci am scos pelicula și uitați-vă, planta este frumoasă. Am dat pe ea în jur de $2, da, chiar $2. Frunzele sunt dese, uite ce frunze sunt. Deci așa flori au, da, hai să le mărim. Să vă arăt cum aici este. Super flori, uite ce flori. Și să mai vedem. Ar trebui să aibă această plantă să înflorească flori noi, adică vă arăt unde. Iată, acolo se vede, după cum vedeți, și are și frunze noi. Este foarte bine, ușurică planta. Da, e foarte bine, e ușor de îngrijit și vânzătoarea mi-a spus că înflorește tot anul împrejur. Deci, asta e, frumoasă plantă înflorită. De la flori ce sunt de frumoase. Super! Da, iată, acesta este bambusul decorativ. În magazine îi se spune așa. Și îi se mai spune bambusul norocos, bambusul de apartament. Așa denumiri îi se spune în magazin, mă gândesc, că pentru că să atragă clienții sau ceva de genul. Dar planta asta nu este bambus și se numește Dracaena Brownii, așa ceva. Bambusul e cu totul altfel, el crește mare, gigant, dar asta e altă plantă cu totul. Ei fie, seamănă că bambusul o leacă și de aceea se folosesc de moment. Și am cumpărat-o cu $7.50 și nu-mi pare rău deloc că am cumpărat-o. Voi pur și simplu uitați-vă cât este de frumoasă și bine aranjat așa foarte bine. Uitați-vă, super! Vânzătoarea mi-a spus ca să-i torn apă după ce o cumpăr. Când am cumpărat-o nu avea apă deloc. Probabil când torni apă, atunci se dezvoltă creșterea mai rapid, crește mai rapid și de aceea. În magazin nu era nevoie să crească planta întraiurea, dar eu am udat numai ce planta chiar acum. Și pot să-i mai pun o leacă de apă. Și noi vom vedea mai departe cum s-a dezvoltat, cum va crește. Această plantă preferă să o plantați cât și în pământ, da, cât și în apă. Deci la mine este plantată în apă, dar voi face experimente. Am înțeles că din acești ramuri poți tăia și pui în apă și face rădăcini. Și atunci voi pune în pământ și vom vedea cum se dezvoltă. Mie îmi pare că în pământ se dezvoltă mai bine. În pământ frunzele sunt mai verzi la culoare, mai altfel. Că, nu știu, pământul are și el nutrienții lui, vitamine și asta e. Însă vom vedea care va fi mai ok. Un fel de petriș, ce fel de petriș are? Iată, așa petriș. Deci, următoarea plantă se numește Parlo Palms, ceva de genul ăsta, un fel de palmier de apartament sau ceva de genul ăsta, știi? Și am luat-o de la un cunoscut gratis, am văzut că are o plantă mai mare de Parlo Palms și am luat de la el planta. A fost planta lui cam în vârf, cam uscată pe frunze și am zis, dă să iei o plantă, poate la mine se va prinde și va crește. Și dacă lui în caz că se usucă, atunci el va putea lua de la mine înapoi, știi? Vreau să vă arăt cum este frunzele ei, totul cum este aici.
foarte frumos, aș zice, și este micuț încă, un puieț foarte mic, însă nu știu cum se îngrijește deocamdată pentru că nu am citit nimic despre această plantă. Recent am găsit denumirea ei și iată că acum o filmez și arăt planta nouă. Bine ați venit în casa mea, plantelor! Welcome to Gicus Plants! Am luat-o fără ghiveci, am pus ghiveciul acesta cu un pământ, adică un substrat aici am pus, am udat cu apă recent acum și iată așa cum arată. Vom vedea mai departe cum s-a dezvoltat. Am să citesc ceva informații despre planta aceasta și asta este. Atât pentru acest episod, aceste plante vor apărea în rubrica Plantele mele în august 2016. Dar până atunci voi posta niște fotografii pe Instagram și urmăriți-mă pe pagina de Instagram, pe pagina de Facebook și veți vedea fotografii acolo. Până atunci, asta este. Vă mulțumesc pentru vizionare, puneți like, distribuiți acest video. Ne vedem data viitoare. Ciao!